Lola Style. Stilul Lola, stilul tău. Vis-a-vis de cecul de pe Cuiești, salonul Lola Style te așteaptă cu un stil unic. Tratamente cosmetice cu aur și caviar, machiaje de zi și de ocazie, epilări cu ceară de unică folosință, pensări, coafiuri, manicură și pedicură. Lola Style. Stilul Lola, stilul tău. Bună ziua, stimați telespectatori, și bine ați revenit la emisiunea Viață în Armonie. Astăzi a venit la noi în emisiune, Suada Agaki. Este acea persoană care dumneavoastră o cunoașteți, care ne vorbește despre chipuri. Despre chipuri și nu numai. Bine ai revenit, Suada! Bine te-am găsit, Gina. Mă bucur din nou să te revăd și le urez bună ziua sau bună seara tuturor telespectatorilor, deoarece știu că foarte multă lume ne urmărește, atât la televizor cât și pe internet. Ești foarte iubită în partea de vest, nu știu aici că nu locuiesc în zona asta, dar acolo în vest, în Timișoara, în Banat, în Ardeal, foarte multă lume se uită la emisiunea ta și abia așteaptă. Mulțumesc și sunt recunoscătoare pentru dragostea voastră și repet lucrul pe care l-am spus de atâtea ori, eu nu fac decât ceea ce vrea Doamne să fac, adică să transmit, să film prin această televiziune un canal de comunicare între Dumnezeu și telespectatori și cei care ne urmăresc și vor să primească informațiile pe care vin din Divin. Așadar, mulțumim, stimați prieteni, pentru că ne urmăriți și dacă ajung la inimile dumneavoastră, semnalele noastre este nemaipomenit. Te așteptăm în Timișoara, Gina. Cu mare drag. Te așteaptă foarte multă lume acolo. O, Doamne! Suada, ai revenit după câteva luni, în iulie, parcă am făcut ultima emisiune, dacă mi-aduc aminte, voi ați fost în concediu undeva pe Ceahlău, da. Ați văzut minunea noastră energetică, canalul energetic care ne hrănește cu acea energie și cu acea putere divină de la Ceahlău și, bineînțeles, acum vii cu noutăți. Hai să spunem telespectatorilor că titlul emisiunii de astăzi tu ai propus să fie chipurile îngerilor sau chipurile oamenilor angelici, nu? Da. Așa? Chipul omului angelic și în același tip și acelor oameni care îi considerăm noi sau îi numim a fi răi. Până la urmă, unde-i răul și unde-i bine, dar pentru că suntem aici și avem de-a face cu oameni, deseori când mă întâlnesc cu cei care sunt foarte curioși de această cunoaștere de tehnicile de citire a chipului, deseori întâlnesc întrebările, Suada, cum arată omul acela foarte bun la suflet, în care aș putea să am încredere, să-i spun lucrurilor pe nume, în față, să pot să-mi deschid inima. Pentru că astăzi, să știi, Gina, că după cu multe consultanțe și multe călătorii pe care le-am prin țară, vin femei, bărbați la mine și foarte multă lume rănită la suflet și la inimă, pentru că au avut curajul să se deschidă odată, să le spună sincer ceva, chiar și sentimentele de iubire față de cineva. Și atunci când nu au fost înapoi ca un feedback, da, și eu te iubesc așa cum și tu mă iubești, sau din contră a fost nu-ți răspund la fel cu aceleași sentimente, oamenii s-au închis, s-au simțit foarte răniți. Și întrebarea care o întâlnesc foarte des este, Suada, există omul acela care e foarte iubitor, foarte deschis la suflet? Există chipul angelic până la urmă sau omul în care poți să am încredere? Există îngeri pe pământ întrupați, ca să zic așa, cum să nu-și imagineze oamenii cu aripi sau cu orice alte lucruri care apar în filme, ci cu foarte multe gânduri de bine, care ar face numai bine și asta se vede și pe chip. Și la fel există persoane care au în ei, să zicem așa, un punct al răului, care au așa tendința de a deveni ușor agresivi sau să facă lucrurile în felul lor, ceea ce de multe ori poate fi perceput ca un fel de răutate. Alții au o doză de răutate. Numai că trebuie cu fiecare să-i tratezi, consider, cu iubire, pentru că iubirea întotdeauna vindecă. Iar când vine vorba de fețe, aș vrea în primul rând să le transmit telespectatorilor să niciodată să nu luați în considerare că omul care este frumos neapărat este și bun la suflet, dacă îl vedeți frumos la chip. Și niciodată să nu considerați că omul care este urât la chip
sau care nu este așa de plăcut când îl vezi, că este foarte rău în același timp. De ce? Pentru că de multe ori când te întâlnești cu oamenii și stai de vorbă cu ei, după ce ai văzut ca și primul impact, descoperi un alt om, chiar foarte carismatic, oricât de neplăcut ar fi fost la chip. La fel și pe cel frumos când îl vezi sau pe cea frumoasă, când deschide gura și stai de vorbă cu ea, e posibil să întâlnești exact partea cealaltă, răutate, viclenie, mândrie și așa mai departe. Există un singur loc unde poți să verifici, indiferent dacă este omul bun sau nu este bun, dacă e urât, dacă e frumos, cum poți să-ți dai seama? Cred că și tu știi, Gina, că în ochi. Dacă știi să te uiți în ochii unui om, să-i studiezi forma ochilor, culoarea ochilor, privirea, cât de curată are privirea acel om, să știi că acolo poți găsi foarte multe informații despre tot ce are acel om în suflet și în minte în același timp. Mai mult decât atât, ce poartă în inimă, ce fel de nărav are, că lupul își schimbă părul, dar năravul ba. Poți să te schimbi, să te vopsești, să te îmbraci, să-ți faci tot felul operații estetice, tot, ca să arăți într-un fel, chiar și așa angelic. Dar năravul n-ai să ți-l schimbi niciodată și asta se va vedea întotdeauna în privire. Soada, vreau să te întreb un lucru. Nu după părerea ta, pentru că tu știi să citești chipurile oamenilor. Există varianta ca un om frumos la chip să fie afectat într-un mod negativ de această frumusețe și să devină, nu știu, mândru, profitor sau, mă rog, să nu fie așa cum îl arată chipul, datorită acestei frumuseți? Da, poți foarte ușor să te mândrești cu faptul că ești frumos, că arăți foarte bine, să nu fii smerit. De ce? Pentru că atunci când un om se face foarte frumos, să spunem că vrea să arate din ce în ce mai bine, la un moment dat dorește foarte multe... Aplauze, bravo, ce frumoasă ești, ce bine îți stă, tot timpul așa se hrănește și se hrănește. Like-urile de pe Facebook, dacă știi foarte bine, acelea tot înseamnă o fel de hrană a ego-ului. Atenția este cea mai mare hrană care poți să-i oferi cuiva. Să atragi atenția înseamnă să te hrănești. Copilul când este mic, faptul că îi dai atenție, tu îi dai hrană. Corect? Da. Un copil care nu-i dai atenție, pe lângă faptul că îi dai mâncare acolo sau te porți cu el puțin și nu-i dai alt fel de hrană, adică sub formă de atenție, să te duci la el, copilul acela se simte nehrănit. Din punct de vedere sufletesc și mental. La fel și oamenii care sunt frumoși la chip sau vor să arate bine din anumite considerente, ei au nevoie de o anumită hrană, adică atenție în primul rând, și ulterior urmează și hrana. Hrana ce? A golului pe care îl resimt în suflet. Nu toți oamenii care sunt frumoși neapărat caută asta, dar unii de asta o fac ca să se hrănească. Pentru că simt tot timpul un gol mare în suflet și altfel nu-și pot acoperi acel gol decât dacă cineva le spune într-una cât de bine stă. Sunt femei care le văd că schimbă culoarea părului foarte des sau tot timpul schimbă freza foarte des și își postează și pe internet și peste tot ca să aștepte ce. Dacă o faci pentru tine, e una. Dar când o faci pentru tine în sensul de a vedea toată lumea ce ai făcut tu cu tine, ei, aici arată foarte clar că tu nu că ai un suflet urât sau că ești urât pe dinăuntru, dar ești gol. Și goliciunea se poate umple de obicei și cu întuneric. E bine să nu fii gol. E bine tot timpul să fie iubire acolo. Pentru că atunci când un spațiu este gol, nu suportă golul gol, ci trebuie să vină să fie umplut cu ceva. Chiar și cu aer sau cu oxigen. Aici nu există spațiu gol. Unde vezi tu gol e oxigen. De aia și umbrele, dacă vrei, din urma ta, e bine să fie în umbra ta pe cineva care l-ai purtat în suflet și a murit. Să-l dai la spate ca să stea în umbra ta. Pentru că sunt oameni care încă îi aduc în prezent pe cei morți. A murit. Nu mai e lângă tine. Și am eu un test pe care îl fac persoanelor care vin la curs și ajung să văd că și așează cei care s-au dus la Domnul tot în față, tot în prezent, că se vede acolo când se așează în prezent. Și le spun deseori, ai grijă ca într-o zi să te duci să ții la revedere, pentru că morții cu morții și vii cu vii. Și atunci în spatele tău să nu stea nimeni altcineva în umbra ta decât oamenii pe care i-ai iubit și te-au iubit. Adică oamenii din trecutul tău care s-au dus.
care sunt pe lumea cealaltă. Am să te rog să aranjez un pic la valiera, pentru că se produce o mică microfonie, da, așa. Este un mic subiect pe care am vrut să-l abordăm noi, dacă ți-aduce aminte, în tema trecută, în emisiunea trecută, și am spus că vom vorbi într-o emisiune viitoare despre implanturi, despre operații estetice, cu ce afectează, nu pe mine că n-am așa ceva, cu ce afectează sufletul acestei implanturi, acestei operații estetice, cu ce ne aduce în plus sufletului sau în minus sufletului nostru aceste modificări estetice pe care le facem. Apropo, chiar și de vopsitul părului. La un moment dat îmi spuneai mie să nu mă mai vopsesc, să rămân așa, culoarea mea care este originală. Eu sunt, am încărunțit, pentru că sunt ghioceii care apar pe tâmple și nu numai, și sunt mândră de ei, dar este normal ca, fiind o persoană publică, să nu arăt totuși albă la vârsta mea. Și atunci am ales să mă vopsesc. Iată, acum m-am lăsat un pic așa, ca să mă vezi tu, aproape naturală, nu definitiv, pentru că urmează să-mi fac culoarea mea naturală, așa cum am fost în tinerețe, șatean. Te rog să-mi spui cu ce ne afectează pe noi aceste modificări fizice și în suflet. Nu mai știu cum se numește doamna aceea care e fotomodel și are deja 80 și ceva de ani. Îmi scap acum. E o doamnă care e manechin și fotomodel, are 80 parcă și ceva de ani și este toată albă grizonată. Și este marca ei înregistrată, ca să zic așa, e recunoscută după chestia asta. E, acum, evident că vii la televizor și trebuie să-ți asumi faptul că ești în fața publicului și trebuie să-ți faci, e normal. Și eu îmi fac și tu îți faci anumite lucruri și toate femeile. Dar să știi că la un moment dat, dacă vrei să fii așa cum vin ghioceii, ai putea pur și simplu să faci acest aspect, chiar să faci culoarea ta grizonată înapoi, așa cum e ea, sau albă la păr. Pentru că ai să-ți dai seama care este impactul celor din jurul tău. Acum, legat de operațiile estetice, este un lucru pentru care eu nu-l judec și nu am nimic împotrivă, atâta timp cât se face în felul următor. Sunt femei care au avut cancer, da? Și trebuia să extirpeze un sân. Sunt oameni care au un accident și au nevoie de operații sau construcție facială. Este foarte bine că există așa ceva. De ce? Pentru că până la urmă există o șansă pentru tine să revii la viața ta de dinainte. Îți crește stima de sine. Partea cealaltă, dacă vrei, și uite, a avut un accident și nu înseamnă că este, dacă e urât la față sau desfigurat, că și sufletul său este. Are un mare impact asupra sufletului faptul că s-a desfigurat și nu se mai vede la fel. Sau faptul că lipsește acelei femei, eu știu, ceva de pe chip sau de pe corp și avea nevoie să-și facă o ajustare. Dar în momentul când tu alegi să-ți faci operații estetice fără să fie necesar pentru că s-a întâmplat ceva, îți afectează într-un sens pozitiv, adică îți crește stima de sine, pentru că nu mai e nasul ăla așa de usos, nu mai e buzele alea săpate, adică trase înapoi, și atunci îți faci o mică ajustare la buze și iar te bucuri că îți crește stima de sine. Sufletul nu se schimbă, doar îți hrănești mintea ca să accepte ideea că ești mai bine, dar în suflet nu se modifică nimic. Dacă s-ar fi modificat ceva în suflet, foarte multă lume ar fi trebuit să fie foarte fericită, nu crezi? Și eu văd foarte multă lume nefericită când își operează tot chipul și eu vorbesc de chestiile acelea foarte exagerate, când toată fața e modificată, că nu mai au expresivitate pe chip. Și sufletul este cu atât mai gol. De ce? Pentru că tu nu mai poți să ai exerciții faciale. Când zâmbești, să zâmbești, când te minunezi de o floare sau de o zi, să te poți minuna, pentru că toată fața este excesiv de operată. Dacă vrei, să afectează mintea și eu consider că dacă sufletul este bun, cu adevărat și mulțumit, se va reflecta și în minte. Și în minte se va reflecta ulterior și pe chip, pentru că ce ai pe chip se vede foarte clar, ce ai întâi în mintea ta. Dacă în mintea ta nu treci frustrări sau dacă nu treci singurătate sau dacă nu treci alte gânduri, chiar și de suicid, se vede pe chip. Și la fel și lucrurile bune se văd tot pe chip. Ochii luminoși, o scleră, adică albul ochiului, foarte curat, fără vene sparte, fără tentă, gălbuie, irisul să se vadă foarte bine, perfect conturat și colorat,
spune foarte multe lucruri despre ce e în mintea acelui om, cât de limpede poate gândi și ce fel de suflet are. Iar persoanele care au anumite trăsături faciale foarte perfect conturate pe față, dar totuși ochii nu sunt de bun augur, adică sunt lăsați, sunt asimetrici, adică fața asimetrică, tot ce înseamnă legat de ochi și în jurul ochilor arată foarte clar ce e în mintea acelui om și ulterior în suflet. Acum, eu invit pe toată lumea, dacă dorește, să-și ia pe ei acum un costum sau o rochie, ca să vezi cât de bine ai să te simți. Și dacă te dezbraci de aceste haine și îți pui pijamalele pe tine, cum ai să te simți? Te simți mult mai bine, că îți crește stima de sine și deja te miști altfel. Și în pijamale te miști altfel. Dar nu se schimbă niciodată proprietarul lor. Așa se întâmplă și cu operațiile estetice. Îți pui un nas, te simți mai bine. Îți faci buzele, te simți mai bine, dar nu se schimbă niciodată sufletul. Niciodată. Sufletul rămâne același. Și el se reflectă doar în privire. Iar privirea ți-o vei schimba dacă îți vei schimba gândirea. Și asta înseamnă foarte multă muncă. Da, este enorm de multă muncă cu tine dacă vrei să te schimbi într-adevăr. Problema este dacă vrei să te schimbi și ești conștient că vrei să faci o schimbare în viața ta. De foarte multe ori trăim în această stare de confort și nu dorim să renunțăm la confortul nostru și vorba românului, las că merge și așa. Ei, pentru binele nostru cel mai înalt, pentru binele nostru în a trăi în armonie cu noi, e bine să vedem din urmă ce nu e bine, ce a fost rău în viața noastră, în sensul că ne-a afectat și am suferit și ce putem schimba. Suada, vreau să-mi spui dacă un chip se schimbă și se modifică odată cu schimbarea gândirii și a, hai să spunem, a caracterului, poate că e un pic impropriu spus să schimbi caracterul, dar te poți modifica în timp. Nu poți să judeci un om, în afară de faptul că nu avem voie să judecăm oamenii noi, pentru că a judeca pe altul înseamnă clar că te judeci pe tine, în primul rând, și doar Dumnezeu are dreptul să ne judece. Nu poți să judeci un om pentru o greșeală întreaga viața lui. Pentru că acel om poate la un moment dat să se schimbe, poate a realizat, poate este conștient că a greșit și nu mai greșește. Fața, ochii, ceea ce spui tu, lumina aceea din ochi, se vede în momentul în care omul se schimbă, se modifică? Oamenii pot să schimbă modul de a gândi. Și cel mai interesant este că, de exemplu, când stau 5 zile cu oamenii mei la curs, eu folosesc foarte multe oglinzi în timpul unui curs, că noi lucrăm cu oglinzile ca să-și analizeze echipul. Am avut o doamnă care atât de mult s-a uitat în oglindă și așa de mult a analizat tot. Eu nu fac doar fizionomie și citirea chipului când țin un curs, eu vorbesc de mult mai multe lucruri profunde și despre viață, ca să înțeleagă, ca să le lărgesc oamenilor conștiința. Pentru că cine m-a învățat pe mine să citesc chipul mi-a spus așa: Suada, ai nevoie, dar în engleză mi-a zis, de o oglindă și de o minte deschisă, pentru că altfel ai să ai impresia că le ai pe toate sau că cine știe ce vezi acolo. E, și ceea ce se întâmpla cu această doamnă e că s-a trezit așa brusc după câteva zile când s-a terminat, că nu mai arată la fel fața ei. Nu că s-a schimbat complet, dar mușchii feței s-au mai modelat pe chip, că sunt foarte mulți mușchi sub piele, da? Enorm de mulți mușchi. E, și acei mușchi s-au așezat diferit pe față la ea. Se relaxează. Și da, avea fața așa cumva mai lată, mai dominatoare, pomezi foarte proeminenți, fălci foarte bine definite, totul era așa foarte dur pe chipul ei. Și s-a înmuiat chipul, cum să zic, nu știu dacă oamenii n-au cum să arăt nici fotografii cu ea, că e clienta mea și asta ei păstrează identitatea, dar într-adevăr i s-a modificat fața, că și-a schimbat gândirea. Oameni care au avut revelații și și-au spus singuri și și-au recunoscut anumite lucruri, pentru că în acele zile oamenii caută să ce? Să-l înțeleagă pe soțul meu de ce e așa, nu? Pentru ce vin, până la început. Ce pot să caut eu în viața asta, cu ce să mă ocup, de ce mi-am ratat direcția, de ce nu mă înțeleg bine cu oamenii, care e problema mea, tot felul de întrebări. Și acolo găsesc anumite răspunsuri și în momentul acela se vede odată în privire, că aia e primul lucru care se schimbă de pe tot, când ai
o revelație sau îți vine un gând sau ai înțeles ceva din viața asta, se schimbă privirea. Dacă înainte priveai așa mai sceptic, acum cumva ți s-au deschis ochii. Cumva chiar real, ochii stau un pic mai deschiși, ca și un fel de uimire. Odată cu asta, se modifică încet, încet și restul feței. Dacă vrei, ca idee, ai văzut persoane care te-ai despărțit de ele la liceu și te-ai avut reîntâlnirea de nu știu câți ani de liceu și unii oameni au rămas cumva la fel și alții s-au schimbat complet. Și nu făcându-și cine știe ce mare lucru sau ajustări sau nu s-au operat, doar că modul de a gândi sau clima în care au nimerit climatul, cultura în care s-au dus, uneori când te duci în altă țară trebuie să schimbi gândirea, trebuie să gândești ca ceilalți și să vezi că vei căpăta trăsături, cumva te asemeni acolo sau încerci să te amesteci cu ei dacă rezonezi cu acea cultură. Și nu există să nu se schimbe chipul dacă schimbi gândirea. Dar asta, dacă vrei, dacă te interesează pe tine ca om să schimbi chipul, pentru că de ce să-l schimbi? Pe tine te interesează să schimbi gândirea. Și asta te ajută ca să înțelegi această cunoaștere, este să știi cum să te porți cu oamenii, nu să-i judeci și nici să le judeci trecutul pentru ce au făcut și nici să le scoți ochii într-una, dar de ce ai făcut asta? Pentru o greșeală să-l judeci o viață? Nu, o greșeală nu poate să schimbe toată privirea și nici tot chipul, dar poate să schimbe foarte mult un moment în viața ta în care ai înțeles ceva. Foarte mult. Greșelile, dacă nu le-ai înțeles, ele se vor repeta și arăți cumva la fel la față, că ești dispus cumva să le repeți. Dar odată ce le-ai înțeles, indiferent că te-ai iertat, indiferent că cineva a spus e bine așa cum e, n-are cum să nu se modifice ceva în conștiința ta și să nu se vadă efectiv undeva real chiar pe corp. Să nu spunem că e față neapărat, dar uite, se vindecă brusc sau merge mai ușor tratamentul cu ficatul dacă ai probleme. Când tu te-ai împăcat cu tine, când ai înțeles și ți-ai iertat anumite lucruri din trecut și se modifică în tine chimia și organele funcționează mai bine, chiar credeți că nu se va vedea ceva și pe chip schimbat? Eu cred că da. Categoric, da. Am o întrebare. Uite, acum aș vrea să te rog să-mi răspunzi dacă poți, în experiența ta cu oamenii, dacă ai întâlnit oameni posesivi și dacă ai vreo soluție pentru cei care vor să se vindece de această posesivitate. Nu știu dacă, probabil că oamenii au mai citit Osho. Există ashramul lui Osho, unde te învață cum să te detașezi și să renunți la anumite posesiuni. Posesivitatea poate să fie legată și de oameni. Îl vreau, ești al meu, gata, nu te mai las. Poate să fie legată și de obiecte. Nu vreau să las mașina aia în veci, deci aș muri dacă aș pierde mașina aia. Oamenii se pot atașa atât de obiecte, de animale sau de orice altceva. A fi posesiv este foarte greu să duci așa ceva în suflet, pentru că tot timpul trebuie să ai grijă de acel ceva, să nu se întâmple să dispară. Dacă dispare, ca și cum ceva s-a rupt din tine sau a murit o parte din tine. Există varianta să scapi de așa ceva, dacă înveți în primul și în primul rând, chiar și așa te învață în ashram acolo, când te duci în India, să pictezi cea mai frumoasă pictură care ți-ai dorit-o tu să o pictezi vreodată și pune pe cei oameni, nu le spune nimic. Oamenii aceia pictează, frumusețează tablou, fac de toate, la un moment dat așa se mândresc, uite tabloul meu l-am făcut. Și acum următorul lucru care trebuie să-l faci este să-i dai foc. Și oamenii aceia stau așa și se uită și nu le vine să crede, cum că e frumos, aș putea să-l fac cadou. Nu, trebuie să-i dai foc. Sunt oameni care pictează, să zicem, mandale, dau ca exemplu, sau faci ceva. Poate că nu vrei să comercializezi, dar ca să nu creezi atașamente, pentru că o parte din sufletul tău se rupe pentru obiectul ăla. Tu acorzi foarte mult din tine când îți place ceva. Îmi place de aia, îmi place și dorința aia de a avea, tot timpul tu te risipești și scapi de bucăți din tine în exterior. Și atunci, ca să se întoarcă înapoi, ori dacă vrei îți iei la revedere, dar nu la fel că se plece, ci le ții la revedere și spui mulțumesc că mi-ai oferit ocazia să mă bucur. Iei ceva înapoi, nu doar dai atenție de a nu pierde. Și le dai foc efectiv, dacă vrei obiectelor care le-ai creat la bijuterii sau le lași pe apă să curgă sau le dai undeva să se ducă de unde au venit până la urmă, așa te dezveți de atașamente. Să știi să ții la revedere de la cineva, asta înseamnă maturitate, pentru că în psihologie toată lumea are vârsta de 12 ani încă, ca și studiu. Cam toți suntem undeva la mentalitate de 12 ani. Dacă se întâmplă ceva rău sau cineva e
atașat de altcineva și celălalt nu-i dă atenția, ai să vezi că se manifestă cei doi oameni ca doi copii de 12 ani. Se ceartă, își ies cumva din minți, dar de ce nu mi-ai spus te iubesc? Dar de ce acum ai plecat? De ce nu m-ai băgat în seamă? Dar de ce nu m-ai sunat? Ca și copiii de 12 ani, foarte rar un om matur să reacționeze altfel. Și asta e în psihologie, ca studiu. Noi toți avem undeva încă mintea la 12 ani. Dacă ți-a luat cineva ceva, cum mi-ai luat așa ceva? Adică reacționez ca un copil. Foarte rar un om matur. Și aici arată foarte clar cum anume să scapi tu de posesivitate, trebuie să te maturizezi. Dacă nu ești matur, n-ai cum. Pentru că un copil e posesiv. De ce? Că vrea păpușa, vrea mașina, vrea aia lui, nu dă la nimeni. Dacă n-ai învățat atunci pe copil să lase sau să dea lucrurile altor copii și să zică ia că e pentru tine, e foarte sau mult mai greu când ești matur să nu mai fii atât de posesiv, pentru că a rămas undeva acolo la 12 ani. Încă atașamentul chiar al meu. Ce te faci, Suada, când este vorba de mamă-copil sau tată-copil? Acolo trebuie să existe doar iubire și respectul că există încă o ființă care trebuie să-și trăiască propria viață. Are viața lui. Dacă eu vreodată voi alege să fac copii, o să fie din cauza că îmi iubesc atât de mult soțul în acel moment, atât de mult îl doresc lângă mine în clipa aia, încât mi-aș dori ca din nebunia asta noastră, că ne iubim atât de mult, să se întrupească și să ia ființă iubirea noastră într-un trup de om. Să faci copii pentru ca să nu rămâi singur, să-ți aducă cineva cana cu apă, pentru că n-ai pe nimeni, că nimeni nu te iubește, și să-l faci doar așa, că sunt oameni care nu înțeleg de ce vor, că dacă este ei așa la întrebări de ce vrei să faci copii, că zice lumea că e târziu, că am o vârstă, că trebuie, că de ce, de ce mă întrebi, adică nimeni nu ajunge la esență. Ei, eu dacă o să fac vreodată, am să-l fac din respect pentru el, că încă e acolo undeva, că n-am copii, undeva e, așteaptă și o să se întrupeze, da? Din respect pentru el să-i ofer viața care și-o dorește el să-și-o trăiască, nu pe care mi-aș fi dorit-o eu să o trăiesc, dar n-am apucat și n-am avut curajul și atunci să-i o transpun lui și să spun uite, eu n-am putut să fiu balerină, dar mi-ar plăcea ca tu să fii și să-i insuflu așa frumos și manipulativ ideea în cap de a fi balerină sau orice altceva pentru că eu n-am fost capabilă să fiu. Un părinte nu poate să-și învețe copiii să fie fericiți dacă el n-a învățat ce-i fericirea. Ai înțeles-o, te-ai prins pe drum, dar să o trăiești odată pe pielea ta, tu poți atunci să vezi pe altcineva. E foarte ușor lucrul ăsta de înțeles. Ce n-ai trăit pe pielea ta, n-ai cum să-l înțelegi și nici nu poți să înveți pe altcineva. Din vorbe și din exemple, da, ai înțeles-o, dar una e să o trăiești și alta e doar să o povestești, că așa ai înțeles, dar încă n-ai apucat să o mai trăiești și nici nu mai ai curaj. Chiar iubirea. Dom'le, n-am iubit niciodată un bărbat toată viața și acum brusc mi se oferă iubirea unui bărbat, dar mie mi-e frică să o fac. Și eu îmi învăț copilul, vezi că iubirea așa e și așa și așa. Bun, mamă, dar du-te și tu trăiești odată iubirea aia, ca să-mi o vorbești și din suflet și din trăire, nu doar din exemplele lumii. Și eu consider că asta înseamnă să fii o mamă și asta înseamnă să fii o fiică. Adică sunt în plorumă doi oameni și fiecare trebuie să-și trăiască viața așa cum simte. Și fiecare trebuie să-și facă propriile greșeli, dacă poți să le numești greșeli, că până la urmă nimic, până la urmă nu-i greșit, toate înseamnă învățături, că altfel le vei valorifica în viață și altfel te vei uita în urmă și vei spune am făcut asta, am greșit, dar sunt ale mele, nu sunt faptul că am ales ce mi-ai spus tu să fac și am greșit după sfaturile tale. Eu am să greșesc după sfaturile mele. M-am sfătuit, n-am făcut bine, dar măcar dau vina pe mine, nu să dau vina pe mama, pe tata sau pe societate. Am să le ascult, am să le respect și am să aleg ceea ce eu consider că se potrivește cu ceea ce simt aici în suflet, că zice da, 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 urlă, că da, fă-o. Dacă sufletul zice da și mintea se opune, dar acel suflet te ridică așa și te înfrumusețează și îți dă atât de multă viață, eu zic să o faci da și nu e nicio prostie. Prostie ar fi de multe ori să fii contra ta. Sau să fii propriul tău dușman. Frumos spus. E în firea lucrurilor să fii părinte, dar noi în România avem o concepție, cred, un pic învechită. Așa cum ai spus, să crești copiii și să aibă cine să-ți aducă la bătrânețe o cană cu apă. Din câte am înțeles eu, repet, pentru a nu știu câta oară n-am ieșit niciodată din granițele țării, În țările occidentale nu se gândește așa. Copiii sunt lăsați liberi într-un anume sens, undeva de la vârsta de 12-14 ani și
sunt învățați să-și ia viața în piept și nu mai sunt corcoliți și nu mai sunt atât de alintați și nu mai sunt atât de chiar să spunem cu atâta posesie maternă și paternă. Dar vedem totuși multe cazuri și la noi în țară în care dacă e prea multă libertate, nu e ok. Acum că nu e ok din punctul nostru de vedere privind lucrurile așa cum am fost noi educați cu acele paradigme pe vremea comunismului și, mă rog, cum ne-am născut, cum am trăit mulți ani, sau că nu le vedem noi din punctul nostru de vedere, așa cum spuneai și tu, că să vezi, să trăiești viața prin ochii tăi, viața altuia prin ochii tăi, nu se poate. Nu știu dacă e bine sau este mai puțin bine. Cert este faptul că trăim într-o lume foarte agitată, într-o lume, aș putea spune, chiar nebună, din care de multe ori nu mai înțelegi nimic. Și pur și simplu rămâi, când auzi câte un lucru, rămâi perplex cum de s-a putut întâmpla. Privindu-l tu, prin tine, prin prisma ta, a ceea ce gândești. Eu fac emisiunea asta pentru că viața în armonie înseamnă să trăiești tu cu tine în armonie și cu divinitatea. Dar nu poți trăi doar tu cu tine și cu divinitatea atâta timp cât nu accepți ce este în jurul tău. Și atunci o rog pe Suada să vină în emisiune și să ne spună cum să ne ajutăm reciproc. Toți cei care vin în această emisiune au conexiunea de la Doamne să spună ce vrea Doamne. Suada a venit astăzi și a spus că vrea să vorbească despre chipurile angelice. Nu ne-am sfătuit cum să ne îmbrăcăm. Ea a venit în alb, eu am venit negru. Nu știu dacă poate fi asta o provocare pentru tine. Nu-mi place să spun chipuri demonice, Suada, pentru că sună urât, sună, nu știu, macabru, sună într-un fel care nu-mi place. Poate că ceva din mine nu acceptă lucrul ăsta. Dar am să te rog pe tine să spui cum reflectă bunătatea, așa cum spui tu, chipul angelic, îngerul din noi, din oameni, pentru că eu cred că fiecare om, indiferent cum are chipul, are un înger în el. Este un înger. Sau are lângă el un înger? Acum, ca să îți răspund la o mică întrebare de dinainte de asta și am să revin și cu asta să îți răspund mai clar. Uite, libertatea asta nu e bună când e libertate așa de mic copil, să-l lași așa prin viață, cum te uiți în alte țări, nu a dus la nimic bun. Eu consider că libertatea, sau trebuie să-l lași pe un om liber după ce i-ai dat cei 7 ani de acasă. Dacă are un om cei 7 ani de acasă, și cei 7 ani să fie 7 ani, nu lăsat 12 ore la grădiniță și uitat acolo și crescut de altcineva și părăsit și lăsat de izbelișe sau știi, noi doi suntem împreună, eu cu copilul meu, dar de fapt amândoi suntem într-o singurătate, că tu stai pe tabletă și eu stau aici, i-am dat 7 ani de acasă, i-a stat acasă cu mine. 7 ani de acasă înseamnă eu și cu tine, acum stăm 7 ani împreună și facem educație. Ne jucăm, te maturizăm, vorbim despre orice, că după aia, după 7 ani, dacă lași liber de alegeri, eu cred că va alege ceea ce trebuie. Dar dacă n-are cei 7 ani de acasă și tu zici, vreau să-l las liber, că așa a zis Oada la televizor, nu lăsa liber până nu-i dai cei 7 ani de acasă. Dar ai grijă să iei și tu. Dacă încă nu i-ai dobândit tu, educă-te. Și dacă educi o femeie, educi o întreagă generație. Și există o vorbă, nu știu cine a spus-o, că dacă educi un bărbat, educi doar un bărbat. Pentru că bărbatul nu are funcția să estea, să educă, să educe familia în sensul acesta. El are alte funcții în lume, să lupte, să meargă în lume, să conducă lumea asta, să are alte funcții, ca în general. Și femeia este făcută să ofere educație. Dacă ea se autoeducă, ea poate educa o generație întreagă, pe fiica, pe sora, pe cine vrei tu, chiar și pe băiatul acela care urmează să devină, ghici ce, un bărbat. Iar o femeie care are în ea educație poate face dintr-un bărbat un mare luptător sau un mare domn sau un mare înger, dacă vrei, în sensul bun, adică face bine lumii, sau poate să facă din el
un om care ar trebui să nu-l numesc nicio demonic, care ar trebui să își dea seama singur până la urmă cât de rău își face Sieș și atât. Iar legat de fețe și legat de, să zicem așa, chipul oamenilor care nu sunt așa de bun la suflet, până la urmă și demonul acela, demon, înseamnă tot un înger, pentru că și el a fost un înger înainte de orice. Căzut. Și căzut, da. E tot un înger, numai că e un înger al întunericului și atâta tot. Și fiecare are chiar și el potențialul și scânteia încă devine în el să se întoarcă înapoi acasă, la tatăl, corect? Da. Deci n-are complet rău, pentru că s-a născut din bine, adică din înger, din Dumnezeu, de acolo a stat, cu toți îngerii. Și are și el toate șansele să se întoarcă acasă. Și atunci despre ce să vorbim noi? Că există oameni complet răi, că dacă există și în el potențialul acela că a fost lângă Dumnezeu și a căzut și consider că l-așteaptă încă să se întoarcă. Eu cred că așa, că e foarte îndurător Dumnezeu și așteaptă pe oricine, chiar și pe om acela, cum îl numim noi, că e demon, îl așteaptă să se întoarcă acasă. Și nu cred că duce o luptă în sensul rău, ci așteaptă să se lămurească singur cum stă treaba, că până la urmă tot acasă l-așteaptă ca și pe fiul risipitor. Și la fel se va întâmpla și cu oamenii care îi numim noi răi. Până la urmă nu evitați, pentru că s-ar putea ca întâlnirea cu unul dintre voi, omul acela să se schimbe complet. Pentru că sunt oameni care evită oamenii răi, demonici sau care arată, ei arată într-un fel, dacă vreți să vă și explic, dar foarte pe scurt. Nu mă întâlnesc că e un om rău, că e demonic, că e un om care face rău, nu contează. S-ar este putea... un om în suferință. În suferință, așa. Ca să numim direct un om în suferință, îl evit, nu vreau să stau cu el. E posibil ca întâlnirea cu unul dintre voi care levitați să scoateți din el acea bucată bună, pentru că în noi avem și lupul bun și lupul rău, depinde ce lup hrănești, și s-ar putea să întâlnească cu tine și să hrănești lupul acela bun din el care a mai rămas și să-l schimbi. Să-l schimbi, nu că-l schimbi cu totul, că el e acolo, doar că scos la iveală ceea ce avea, doar că era uitat și îngropat de el însăși. Și eu consider că fiecare om merită o șansă, poate a doua, dar chiar și a treia, și cam atât. Pentru că prima dată, dacă un om greșește în fața ta și l-a iertat, e vina lui. Dacă a doua oară greșește în fața ta, deja e vina ta. Și a treia oară, dacă greșește deja în fața ta, înseamnă că undeva la mijloc e o prostie. Sau e o problemă. Sau e mare problemă. O problemă, până la urmă, duce la faptul că nu ai suficientă cunoaștere, adică ai o formă de prostie, că nu știi cum să o rezolvi. Pentru că orice poate fi rezolvat chiar din prima, chiar din a doua. Adică ai nevoie să dobândești o formă de cunoaștere, pentru că ai să te numești pur și simplu așa, sunt un prost, nu știu ce să fac, nu știu de ce am mai acceptat. Și ai nevoie de cineva, un specialist, fie că e psiholog, psihiatru, să-ți dea o formă de cunoaștere, să te învețe ca să nu mai repezi greșelile mai departe. Acum, legat de cei care arată într-un fel sau celălalt, pe fețele lor se văd cei care sunt mai angelici, da? Care fac parte din lumea sau vin aici. Sunt foarte bun la suflet și o ajută foarte multă lume, nu sunt așa de proști, au foarte mult, foarte puțină pilozitate în general pe tot corpul. Fie că sunt femei, fie că sunt bărbați, au foarte, foarte puțină pilozitate. Nu înseamnă că sunt și fără păr în cap, dar părul este mult mai fin și ușor mai rar, dar se vede asta și în matrița numerologică, de obicei în matrița undeva s-ar putea să aibă vreo 3 de 7, dacă cineva cunoaște numerologie, fiind soțul meu numerolog, acolo noi de obicei confruntăm întotdeauna ceea ce eu văd pe chip cu ceea ce apare în matrița acelui om și facem schimbul de informații și ne uităm exact să vedem. Acum... Bine, și în cazul în care, scuză-mă, în cazul în care la o vârstă intervine, știu eu, chestia asta hormonală, da? O creștere hormonală și atunci pilozitatea se dezvoltă, se devine mai multă. Atunci... În general, cei care au așa chipul acela angelic nu au pilozitate nici la o vârstă înaintată, așa și cum le mai cade din contră, tot din punct de vedere hormonal, dacă e să o luăm, sau medical. Dar de când sunt tineri, de când sunt în adolescență, îi vezi așa că au pielea foarte întinsă bine pe corp și foarte sticloasă și curată, nu au pori dilatați pe față și spațiul este foarte larg de la sprâncene până la ochi și nu au pomeții proeminenți, au așa obraji foarte frumos conturați. Și nu există așa de mult păr nici la bărbați pe corp, în general n-au probleme, că alții, altora le crește și pe spate și pe mâini, așa chiar până aici, cu cât e mai păros un bărbat, apropo, aici cu atât e mai viril, cu cât îi crește mai mult pe mână. Așa, ceilalți care au așa foarte puțin păr, fără să se epileze, au în ei foarte multă dorință de a face mai mult bine.
Nu că ceilalți n-ar putea să facă, doar că o fac cu mai multă agresivitate sau sunt mult mai direct și spun în față, de ce ai greșit cu asta? Vreau să te ajut. Adică au o doză mai mare de agresivitate, chiar dacă la chip sunt frumoși și au pilozitate. E vorba de cât de angelic se poartă un om cu tine, adică fiind încet, și despre asta e vorba aici, și ceilalți care au, în cazul acesta, pilozitate mai excesivă și tot au dorința de a face bine, o vor face mult mai dur. Adică te vor lua, te vor scoate, te vor duce, te vor spune în față, asta nu-i bine. Adică au o doză mai ridicată de agresivitate. Atâta tot. Dar vorbim așa de chipul acela angelic, se văd foarte multe picturi și scrieri chiar și despre zeități și zei și îngeri, că au întotdeauna un chip mult mai rotund la față. Nu sunt foarte tăioși și foarte ascuțiți la chip, da? Asta ai să poți să întâlnești foarte ușor, chiar și când te vei uita la un bătrân care are încă pe el chipul lui angelic, fața poate a îmbătrânit sau s-a ridat, dar încă își păstrează carnea pe chip, pentru că un om care îmbătrânește sau ajunge la o vârstă înaintată e un om curajos. Să ai curajul să îmbătrânești, de-aia poți să îmbătrânești, pentru că nu toți poate să îmbătrânească, trebuie să fii curajos. Că e femeie, că e bărbat, vezi așa că-s curajos, așa cumva au energie în ei. Eu vreau să îmbătrânesc și ajung așa pe chip încă să se vadă frumos pomeții, contura sau obrajii, încă nu se storc așa la față complet. Când îmbătrânețea înseamnă curaj. Vrei să îmbătrânești, trebuie să ai curaj și asta se va vedea pe fața ta cât ești de curajos. Și la fel se vede și cel care și-a păstrat doza de pozitivism și de dorința și nu a devenit frustrat și mohorât că a îmbătrânit, chipul său angelic, să-l numești așa, sau omul care te poate ajuta, la fel va căpăta sau va avea încă trăsături așa rotunjite ca de copil, pentru că copilul mic e un înger, dacă vrei, în adevăratul sens al cuvântului. Și întotdeauna observ lucruri interesante când pică un copil sau cade pe jos sau lângă o mobilă, nu știu cum Dumnezeu ăștia până la 2 ani de zile, chiar dacă vor cădea lângă masă, așa, evită colțul mesei să lovească la cap. Dacă era un adult, direct acolo nimerea cu capul. Dar parcă există o mână nevăzută care ține acolo și nu se întâmplă. Și mi-am și dat seama până când nu devine conștient de el. Când începe să devină conștient copilul că eu, e rușine că sunt dezbrăcat acum, că umblu la plajă, la mare, fără slip. Adică se conștientizează pe sine ca om că nu-i bine aia și aia, parcă de atunci începe încet, încet și va trebui să fie responsabil de acțiunile sale și să-și îngrijească sănătatea. Dar până atunci, până la 2 ani, 3 ani, cam 2 ani așa, orice pățește, parcă e o mână nevăzută care îi salvează. Păi nu ne tragem noi din Adam și Eva? Păi nu ne tragem noi din Eva care l-a pus pe Adam să mănânce din fructul oprit? Păi n-a fost el bine și frumos până în momentul în care s-a consumat acel fruct oprit și cunoașterea binelui și răului. Acolo se pot interpreta multe și eu cred că nu neapărat trebuie să dai vina pe femeie. A, nu, sau vorbesc idee, că ne tragem de acolo. Ne tragem de acolo și apropo de asta, de copii, există o vorbă foarte faină care mie îmi place, că copiii mici de-aia nu știu să vorbească pentru că dețin secretele universului și n-au voie să le spună celor mari. Ce frumos! Da, da, asta chiar e interesant, că de-aia ei se naște și nu știu să spună, pentru că ei dețin foarte multe secrete și nu poate să ți le spună ție pentru că așa e lăsat. Și pentru că s-ar putea să ne șocheze. Și așa, cum spuneam și mai devreme, că primim diferite informații și rămânem câteodată uluiți de ceea ce ne oferă universul acesta. Cert este faptul că avem mult de lucrat și cu noi și cu cei de lângă noi și cred că totul este, nu cred, sunt convinsă, că totul se face prin acceptare. Atâta timp cât accepți, așa cum ne acceptă Dumnezeu pe noi, e lucru care merge spre bine și are o finalitate acolo unde vrea Dumnezeu să ajungem. Sau, mă rog, de unde am plecat. Da, venind din univers aici, am știut contractelul care l-am semnat, de ce venim și ce avem de făcut pe pământ. În momentul în care mergem către acolo, când ne întoarcem de unde am venit, pentru că acolo e acasă, nu aici, și apropo de posibilitate și ce discutam un pic mai devreme, nimic nu ne aparține, ne naștem singuri, plecăm singuri, nu luăm nimic, singur, da. Da, nu luăm nimic cu noi, nu-mi place să spun că murim, moartea este un cuvânt... care face parte din viață. Da, dar nu moarte e cuvântul. Moartea este... Nu știu, eu spun că plecăm dincolo, pentru că moartea nu există. Așa... A, ca și concept nu există, adică nu există, dar ca și idee vorbită sau
te trebuie să o spui cumva și cum zici viața, viață, faptul că nu mai existi sau nu mai apar sau nu mai ești pe aici printre noi, o spui altfel, da. Și au nume și moarte, dar nu înseamnă că dispar cu totul, ca și moartea aceea, că s-a stricat televizorul și gata, nu-i moartea doar fizică și atâta tot. Exact. Pentru că există și în tradiția chineză, prin tehnicile de citire a chipului, prin cele 5 elemente pe care le abordez, nu există moarte nici acolo. Că apa hrănește lemnul, lemnul pământ, lemnul focul, focul pământul, pământul metalul, metalul mineralizează apa și ăsta e un ciclu constructiv. La fel, toate aceste elemente se transpun și în cele 5 momente ale zilei. Apa reprezintă noaptea și subconștientul. Lemnul reprezintă dimineața. După aia focul amiaza, pământul după amiaza, metalul seara și apa reprezintă iarăși noaptea. Adică de aici ne naștem, când noi ne culcăm, dacă vrei, o parte din noi cumva moare. Dar nu că moare moartea aia de tot, ci se relaxează sau se duce în altă lume și te întorci înapoi. În fiecare noapte experimentezi trecerea în altă lume și te întorci înapoi. Dar nu conștient. Păi nu conștient, evident. Conștient ești când te duci și te culci. Aia e singurul lucru conștient. În rest, totul e lăsat după mintea ta subconștientă ce se întâmplă în acel vis. Adică tot tu ești acolo, dar o altă parte care nu o poți controla. Subconștientul tu nu poți să-l controlezi. Corect, corect. Și el se manifestă ca atare, dar tot din tine face parte. Și vine din urmă, din alte vieți sau chiar din viața aceasta cu ceea ce am trăit până acum și ceea ce am gândit. Citeam nu de mult o carte că acum la putere este puterea cuvântului, când tot ceea ce discutăm este vorba de cuvânt, pentru că la început a fost cuvântul și, bineînțeles, de aici pleacă totul. În momentul în care gândești și l-ai transformat în cuvânt, cuvântul se materializează, se imprimă acolo undeva în univers, iar universul, bineînțeles, că îți trimite înapoi ceea ce tu ai cerut, prin ce ai gândit. De aceea spun mereu specialiștii, atenție mare la ceea ce scoateți pe gură. Și în Biblie scrie, nu e păcat ce bagi în gură, ci e păcat ce scoți pe gură, pentru că acela vine din suflet și sufletul este al lui Dumnezeu. Și avem două urechi și o singură gură, deci că mai mult trebuie să ascultăm și mai puțin să vorbim. Și mai puțin să vorbim, dar și să atenție la ce gândim, pentru că un gând odată emis este ca un egregor, exact. Era ca un norișor care se merge în sus, se întâlnește cu alt norișor și tot așa și formează un nor mare, mare care vine foarte înapoi de și de unde vine ploaia și toate astea care la figura. Care îți influențează viața, ți-o trasează și de aceea se vede întotdeauna peste tot. Fie că știi să vezi aura, fie că te uiți la om și îl cunoști după fizionomie, fie că vorbești cu el și de acolo tragi concluzia cum gândește, se vede foarte clar care e destinația și care nor poartă deasupra capului sau crucea care și-a ales-o și atunci n-am avea de ce să ne mai plângem, pentru că tot ce faci, faci cu mâna ta și nimeni niciodată nu o să facă ceva în locul tău. Nici nu o să te salveze, nici nu o să te bage undeva rău, decât tu ești singurul tău proprietar al destinului tău sau al destinației sau modul cum te duci tu pe drumul tău ca să-ți împlinești soarta. Pentru mine sunt două lucruri diferite, soarta și destin. Cu soarta te-ai născut, faptul că ai mama pe care o ai, tata pe care l-ai, că m-am născut în Timișoara, că m-am născut femeie și nu bărbat, că asta e data nașterii mele, asta e soarta mea, ceea ce nu pot schimba niciodată, e soarta. Și destinul reprezintă pentru mine destinația, adică cum mă duc eu să împlinesc soarta asta, pe ce drum aleg eu, pentru că pot să mă nasc într-o familie de medici, bogați, care mi-au oferit tot, dar uite, eu am ales un alt destin sau altă destinație sau un alt drum, adică am început să beau, să mă îmbăt și să-mi beau joc de mine și de viața mea. Și alții care au fost foarte sărași și neprivilegiați de soartă, au ales un drum și și-au creat un destin, dacă vrei, unul foarte luminos. Ideea e că la final fiecare trebuie să-și împlinească soarta sau ceea pentru ce a fost el aici și venit pe pământ. Doar că un ghiozdan o să fie foarte greu pentru unii și foarte dureros, pentru alții o să fie mai ușor, alții o să meargă așa, adică fără posesii, mă duc așa cu două mâini, eu prin viață, nu contează cum o fi, eu știu că mă am pe mine și atât și nu mă atașez nici de oameni, nici de nimic. E, cam așa fiecare își continuă viața până la capăt. De aia doare, pentru că n-ai înțeles-o. Corect. Și nici eu nu înțeleg, Doamne, de ce trece așa repede timpul. Iată că s-au trecut cele 50 de minute din emisiunea noastră și Suada, nici n-am simțit, nu știu cum, așa. Așa a trecut. Așa. Exact așa. Uite, așa trece timpul și așa trece și viața noastră, așa că, dragi prieteni, aduc aminte din nou ceea ce spun în fiecare emisiune, că soarele răsare peste buni și peste mai puțin buni, peste
îngeri și pozitiv și îngeri mai puțin pozitiv, nu știu, nu-mi place să spun altfel, sau îngerii aceia care ar fi bine să ne rugăm pentru ei, să ne rugăm pentru a-i trimite în lumina lui Isus, în odihna lui Isus și să-și găsească acolo pacea și liniștea. Sunt foarte multe suflete rătăcite pe pământ, aceste suflete care nu-și găsesc locul, dar au nevoie de rugăciunea noastră. Așa că atunci când vă rugați, dragi telespectatori, rugați-vă lui Isus să trimiteți acești îngeri, să ia la el sus și să îngeri rătăciți să-i încălăuzească în lumina lui și în iubirea lui. Și noi, iertați-ne, vă iertăm, vă iubim și vă mulțumim că sunteți alături de noi întotdeauna, ne urmăriți și vă iubim, nu uitați lucrul acesta, de aia suntem aici. Mulțumesc, Soada, încă o dată pentru că ai venit în emisiunea noastră. Mulțumesc. Și oricând ai ocazia, te rugăm să vii, să ne onorezi cu prezența ta și pe telespectatori. Cu mare drag! Tuturor, și cu chipul tău angelic, astăzi îmbrăcată chiar ca un înger de lumină, alb și frumos. Mulțumesc încă o dată, mulțumim și dumneavoastră, vă urăm un weekend minunat și să vă iubiți așa cum ne iubește Dumnezeu și pe noi. La revedere! Lola Style. Stilul Lola, stilul tău. Vis-a-vis de cecul de pe Cuiești, salonul Lola Style te așteaptă cu un stil unic. Tratamente cosmetice cu aur și caviar, machiaje de zi și de ocazie, epilări cu ceară de unică folosință, pensări, coafiuri, manicură și pedicură. Lola Style. Stilul Lola, stilul tău.